Shall we pray? Să ne rugăm. Ne vom ruga. Amen. Amen. Okay, welcome back, brothers and sisters. Bine ați venit înapoi, frați și surori. We're going to talk about now the reason of a prophet in this time period. Vom vorbi acum despre ridicarea unui profet în această perioadă de timp. And in a moment I'm going to explain the board, the layout that we have here. Și vom explica ceea ce s-a desenat pe această tablă. But before we go there, I want you to turn to Deuteronomy chapter 18. Dar înainte de a ajunge acolo, aș dori să deschideți la Deuteronom. I just need to put a few things in place first. Capitolul 18, versetul 18. Deuteronomy 18 and verse 18. Deuteronom, capitolul 18, versetul 18. And it says, I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Le voi ridica un profet dintre frații lor, asemenea ție, și voi pune cuvintele mele în gura lui, și el le va vorbi tot ce îi voi porunci. Now this was the Lord speaking to Moses. Acesta este cuvântul care a vorbit lui Moise. And he was prophesying of a future event where a prophet was going to be raised up. Și profetizează un eveniment din viitor unde un profet va fi ridicat. I'm going to read from Acts of the Apostles and Sister White tells us clearly who that prophet. Aș dori să citesc din scrierile sorei White unde se precizează cine este acest profet. Moses, near the close of his work as a leader and teacher of Israel, plainly prophesied of the Messiah to come. The Lord thy God, he declared to the assembled hosts of Israel, will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him ye shall hearken. Moise, deci scrierea Faptele Apostolilor, pagina 222. Moise, către încheierea lucrării sale de conducător și învățător al lui Israel, a profetizat în mod lămurit despre Mesia care avea să vină. Domnul Dumnezeul tău, spunea el adunării oștirii lui Israel, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Și Moise îi asigură pe israeliți că însuși Dumnezeu îi descoperă aceasta pe când se găsea pe muntele Horeb. Zicând, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc, ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce voi porunci eu. Ok, so we see that the raising up of Christ was a fulfillment of that prophecy. Vedem că motivul pentru care s-a ridica aceasta din mijlocul fraților este pentru împlinirea profeției. Învierea lui Hristos. De ridicarea învierea lui Hristos este pentru împlinirea profeției. Okay, so was Christ typifying God's people at the end of time? Deci a fost Domnul Hristos tipizat în oamenii sau în profeți la sfârșitul timpului? Is Jesus not our example in all things? Nu este Domnul Hristos un exemplu în toate lucrurile? Yes? Da. Okay, so he's typifying the work of God's people at the end of time. Deci el tipizează lucrarea oamenilor lui Dumnezeu la sfârșitul lumii. So, turn to 1 Corinthians 15. Întoarceți deschideți Biblia la 1 Corinteni. Verse 46. 15. Now, I know we've had this verse a few times, but we're going to keep hammering this point home. So 1 Corinthians 15 46 versetul 46. You want to translate? I said
We've had this a few times, but I'm going to keep. Am spus asta de câteva ori, dar aș dori să repet acest lucru. Okay. And the reason behind that, this is such an important principle to understand. Și motivul este pentru că este un lucru foarte important de înțeles. It says, howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Okay. 46. Yes. 1 Corinthians. Yeah. 15. What? Yeah. 46. Yeah. Okay. Totuși, primul nu a fost spiritual, ci natural. După aceea, spiritual. So. Așa că. And to bring that verse in line with what we just said, Christ was the natural fulfillment, and at the end of the world is going to come the spiritual fulfillment. Așa, ca să aducem, să înțelegem acest verset, trebuie să înțelegem că Domnul Hristos a fost o... Christ was the natural. Domnul Hristos a fost cel natural. Okay, because he came in the flesh. Pentru că a venit în carne. And he's typifying the spiritual. Și semnifică cel spiritual. Okay, amen. Mm-hmm. So, God, we're going to read a quote now and to show this principle from early writings 259 and 260. Vom citi early writings 259. Din scrieri timpurii, scrierile Sorelei Wilde, scrieri timpurii, pagina 259. It says, I was pointed back to the proclamation of the first advent of Christ. John was sent in the spirit and power of Elijah to prepare the way of Jesus. Those who rejected the testimony of John were not benefited by the teachings of Jesus. Am fost trimis înapoi la proclamarea primei venire al Domnului Hristos. Ioan a fost trimis în spirit și în putere la Ilie ca să pregătească calea Domnului Hristos. Aceia care au respins mărturia lui Ioan, nu au beneficiat de învățăturile Domnului Hristos. Okay, we're just reading that one. Okay. So, the principles here is that John prepared the way for Christ. John here prepares the way for Christ. Right? Principiul aici este că Ioan pregătește calea pentru Domnul Hristos. So, John represents the first message and Christ represents the second message. Ioan reprezintă primul mesaj, iar Domnul Hristos cel de-al doilea mesaj. And we'll come back to that in a second. Și vom reveni imediat. We're going to read from early writings 260, which is just the rest of that paragraph. Vom continua cu următorul paragraf la pagina 260, acest scrier timpurii. It says those who rejected the first message could not be benefited by the second. Și spun așa, aceia care resping primul mesaj nu pot beneficia de cel de-al doilea. Okay. So when you read this passage as a one complete thought. Atunci când citiți acest pasaj ca un gând complet, ca un text complet. It's telling you that John represents the first angel's message and Christ represents the second. Acesta spune că Ioan reprezintă mesajul primului înger, primul mesaj îngeresc, iar Hristos pe cel de-al doilea înger, al doilea mesaj. But John, although he was in the flesh, dar cu toate că Ioan era în carne, was also typified by somebody previous to him, right? Era o prefigurare a Domnului Hristos. Who was John typified by, or who was John typifying? Elijah, pe cine, right? So, I wrote it up there already, so. Deci Ilie este cel pe care îl prefigurează sau. So, let's now read, go to 1 Kings, chapter 19. Mergem la 1 Regi, capitolul 19. We're just taking you, putting a few things in place here so we all can understand the thought. Vă rog, vrem să lămurim niște lucruri ca să punem lucrurile în ordine. 1 Kings chapter 19.
And we're going to look at verses 15 and 16. Întâi Regi, capitolul 19, mă voi uita la versetele 15 și 16. And the Lord said unto him, Go return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. Verses 15 and 16. No, no, no. 19. 15 and 16. Iar Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe calea ta către pustiul Damascului și când ajungi, să ungi pe Hazael și să fie împărat peste Siria și pe Jehu, fiul lui Nimshi, să-l ungi să fie împărat peste Israel și pe Elisei, fiul lui Shaphat din Abel-Mehola, să-l ungi să fie profet în locul lui. So we see the principle, right? Vedem principiul, nu-i așa? That Elijah was followed by Elisha. Că Ilie era urmat de Elisei. John was followed by Christ. Ioan a fost urmat de Hristos. And both these typify the first and the second angel's message. Și amândoi prefigurează pe primul înger și pe cel de-al doilea înger. John 16:8 says, Ioan 16:8 spune, The Holy Spirit, when He comes, Duhul Sfânt atunci când va veni, He'll convict the world of sin, va curăța lumea de păcat, of righteousness, de nedreptate, and of judgment to come. Și va veni judecata. That's the three angels' messages. Acesta este solia celor trei îngeri. Did John give a message that convicted you of your sin? A dat Ioan un mesaj pentru pocăința de păcate? Yeah. Is Christ da. The righteousness? Este Hristos neprihănirea? Okay. So we see the process, right? First comes the conviction of sin, then comes the righteousness, the bread from heaven. Vedem aici procesul prin care apar cele două, primul înger și cel al doilea înger. And the point I want you to understand is that this is pointed to the raising of Elisha. Ceea ce vreau să spun este că aici este raising up. Ridicarea lui Elisei. Okay. So we're going to read from Prophets and Kings page 217. Voi citi din Profeți și Regi, pagina 217. It says God had bidden Elijah to anoint another prophet in his stead. Elisha the son of Shaphat shalt thou anoint to be prophet in thy room. He had said And in obedience to the command, Elijah went to find Elisha, and he journeyed northward. How changed was the scene from what it had been only a short while before. Then the ground was parched, the farming districts unworked, for neither dew nor rain had fallen for 3.5 years. Now on every hand, vegetation was springing up as if to redeem the time of drought and famine. Dumnezeu îi poruncise lui Ilie să ungă alt proroc în locul lui, să ungi pe Elisei, fiul lui Shaphat, ca proroc în locul tău. Spusese el, și în ascultare de poruncă, Ilie a plecat să-l caute pe Elisei. Călătorind spre nord, a văzut cât de schimbată era priveliștea față de ceea ce fusese cu numai puțin timp înainte. Atunci, pământul era pârjolit, terenurile agricole nelucrate, căci nu căzuse nici rouă, nici ploaie timp de 3.5 ani. Acum, peste tot, vegetația creștea, ca și cum ar fi trebuit să răscumpere timpul de secetă și foamete. Okay, so it tells us at the beginning of the ministry of Elijah there was a drought for 3.5 years. Deci ne spune că la începutul timpului a profetului Ilie era o secetă și nu căzuse nici rouă, nici ploaie în această perioadă. De 3.5 ani. Sorry, that was it. Okay, let's now look at our illustration. Să ne uităm acum la ce ilustrează Luca. Luke, the prophet. So, this is our timeline. Acesta este linia timpului nostru. And
What we got represented here is this line going up and down here is the time period of the first angel's message. Și ce am reprezentat aici, linia aceasta care urcă în sus și coboară, este linia primului înger. Venirii primului înger în care se ridică și coboară. Now we know at the time of the end the first angel's message arrived. Știm că la timpul sfârșitului solia primului înger care a sosit. At 9/11 the first angel's message was empowered. La 11 septembrie primul înger a fost împuternicit. And the first angel's message goes forward with power until the second angel's message takes over. Solia primului înger a început să coboare până la când solia celui de-al doilea înger a fost împuternicită. And here we see the second angel's message. Și aici vedem solia celui de-al doilea înger. The second angel's message arrived at 9/11. Cel de-al doilea înger a sosit la 11 septembrie. Is empowered at the midnight cry. Este împuternicită la strigătul de la miezul nopții. And goes forward with power until the third angel's message is empowered. Și merge înainte până când solia celui de-al treilea înger este împuternicită. The third angel's message arrives at the midnight cry. Cel de-al treilea înger a sosit la strigătul de la miezul nopții. Is empowered at the Sunday law. Este împuternicit la legea duminicală. And goes forward with power until Michael stands up and says, "It is finished." Și coboară până când este spus s-a terminat. And as we've laid out here, the first angel's message, this time period from 1989 to the midnight cry. Această primă perioadă de la 1989 până la strigătul de la miezul nopții, perioada primului înger. Is the time period of Elijah. Este perioada de timp a lui Ilie. But we know according to Revelation 18. Dar știm is the combining of the first and second angel's messages. Este combinarea a primului și al doilea mesaj îngeresc. So Elijah is raised up here. This is the first angel's message. Deci Ilie este ridicat aici, este solia primului înger. But he doesn't fully begin his ministry until 9/11. Dar nu își începe lucrarea până la 11 septembrie. Because that's where the message that he's been given is proven to be correct. Deoarece atunci mesajul pe care trebuie el să-l dea se dovedește a fi corect. And just like John the Baptist, when his message was proven to be correct, the dove came down. Pentru că exact ca și Ioan Botezătorul, atunci când mesajul lui se dovedește că este corect, porumbelul a venit asupra sa. Yeah. S-a dovedit că a fost corect, porumbelul a venit asupra sa. But we see as John's message is going forward with power, Elisha, the second angel's message is also working here. Dar pe când mesajul lui Ilie începe să coboare, să se stingă, mesajul celui de-al doilea înger, care îl prefigurează pe Elisei, începe să crească. And Elisha's message, this is now marking the raising up of Elisha in this time period. Și acest al doilea, can you repeat please? Yeah. From here, just like Elijah was raised up here, Elisha is going to be raised up here. Așa cum Elisei s-a ridicat acolo, așa cum s-a ridicat și Ilie, așa s-a ridicat și Elisei. Okay. And the message of Elisha when it's empowered is going to go forward here with power. Mesajul lui Elisei atunci când este împuternicit va merge înainte cu putere. And we can see that this is where the judgment begins to go forward. Și putem vedea că acolo este la semnul de la miezul nopții este punctul unde mesajul lui va merge înainte cu putere. Okay. So it tells us then, right, that when Elijah began his ministry, there was a drought for 3.5 years. Și ne spune cuvântul Domnului că atunci când Ilie și-a început lucrarea, a fost o secetă de 3 ani și jumătate. So Elijah
was raised up here and begins his ministry at 9/11. Deci Ilie și-a început lucrarea în 1989 și a fost împuternicit la 11 septembrie. Now, so what it's telling us is that from 9/11 up to the midnight cry there is a drought. Ceea ce trebuie să știm este că de la 11 septembrie până la semnul de la miezul nopții a fost o secetă. So, let's read now from Genesis chapter 8 and verse 13. Să citim acum din Geneza capitolul 8, versetul Genesis 8 and verse 13. 13. Geneza 8 cu 13. And it says, and it came to pass in the 601st year, in the first month, in the first day of the month, the waters were dried up from off the earth. Și s-a întâmplat în anul 601, în prima lună, în prima zi a lunii, apele au secat de pe pământ. So, we understand that 9/11 marks the first day of the first month. Înțelegem că 11 septembrie reprezintă prima zi a primei luni. So it's marking the time when God's people begin to be tested. Deci este un punct în timp, este o marcă unde oamenii lui Dumnezeu încep să fie testați. Okay, so the waters dry up and there's now a famine going through the land. Deci apele nu mai este secetă. Și este o foamete care este în pe tot ținutul. But we understand that at 9/11 the rain began to fall, right? Dar înțelegem că la 11 septembrie ploaia a început să cadă. Yes? Da. So how can there be a famine? Și atunci cum poate fi o foamete? Does God's word contradict itself? Se contrazice cuvântul Domnului? Ah. God's word, okay? Cuvântul lui Dumnezeu. Let's read 1 Kings 17. Să citim din 1 Împărați 17. 17. And verse 1. Întâi Împărați 17, versetul 1. It says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Și Ilie Tishbitul, care era dintre locuitorii Galaadului, i-a spus lui Ahab, precum Domnul Dumnezeul lui Israel trăiește, înaintea căruia stau în picioare, nu va fi nici rouă, nici ploaie în anii aceștia, decât conform cuvântului meu. So, Elijah is going forward here in this time of famine. Deci Ilie merge înainte în acest timp de foamete. And he's saying that the famine, the only way the famine can be changed is according to the word of Elijah. Și înțelegem că singurul mod în care the famine can be, the only way the famine can be, that you no, not can be, the only way that you can get away from there being a famine. Singurul mod prin care poți să scapi de a fi înfometat is by the word of Elijah. Este prin cuvântul lui Ilie. Este super cuvântul lui Ilie. No. By. Este no. Prin. By. By word. To buy like buying. No. And by speak. Yes. By. Este prin cuvântul lui Ilie. It's okay. Okay. So unless you're hearing the words of Elijah in this time period, there's a drought, right? Și chiar dacă nu auziți cuvântul lui Ilie în această perioadă de timp, este o secetă, nu-i așa? Okay, that's good. So, we need a second witness to show that this is represented by 3.5 years, right? Deci avem nevoie de al doilea martor care să ne spună că această perioadă este o perioadă de 3 ani și jumătate. So, I'm going to just draw an illustration quickly. Voi desena o voi ilustra repede aici. This is 27.
This would be 31, 34. Avem o ilustrare aici a ultimilor 7 ani a Domnului Hristos. And it was split into two parts, right? 3.5 years and 3.5 years, right? Și este împărțit în două părți. 3 ani și jumătate în prima perioadă și 3 ani și jumătate în cea de-a doua. And we're going to confirm with this quote here from Desire of Ages, page 233. Și vom continua cu un citat din Tragedia Veacurilor, pagina 233. Okay. Nu, Hristos, Lumina Lumii, pagina 233. It says, then said the angel, he shall confirm the covenant with many for 1 week, 7 years. For 7 years after the famine, after the Savior entered on his ministry, the gospel was to be preached especially to the Jews. For 3.5 years by Christ himself, and afterwards by the apostles. In the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. In the spring of AD 31, Christ, the true sacrifice, was offered on Calvary. Apoi îngerul a zis, el va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, adică 7 ani. Timp de 7 ani, de când Iisus și-a început lucrarea, Evanghelia avea să fie predicată îndeoseb iudeilor, 3 ani și jumătate prin Hristos personal, apoi prin apostoli. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. În primăvara anului 31 după Hristos, adevărata jertfă a fost oferită pe Golgota. Now, it says that this represents the last 7 years, which was especially for Seventh-day Adventists, right? Această perioadă reprezintă cei 7 ani care sunt un timp special pentru adventiștii de ziua 7-a. Because the Jews were typifying Seventh-day Adventist Church at the end of the world, right? Deoarece poporul iudeu simbolizează sau reprezintă adventiștii de ziua 7-a de la sfârșitul lumii. And the stoning of Stephen represents the first martyr for Christ at the Sunday law. Istoria lui Ștefan reprezintă the first martyr, you know, the first person that dies for primul martir. Yeah. Reprezintă primul martir din de la legea duminicală. Okay. Now, we also know that 3.5 years is 1260 days, right? Înțelegem că 3 ani și jumătate sunt And Jeff 1260 de zile. Okay. 1260 days. And we know that Brother Jeff yesterday marked this being 1260 years. Și înțelegem că fratele Mark ieri a marcat acea perioadă ca fiind o perioadă de 1260 de zile. Because this was marked by the 25 years. Pentru că aceasta a fost marcată ca o perioadă de 25 de ani. With the gospel, or should I say the time period of the martyrdom was the persecution for 25 years. Perioada persecuției de 25 de ani. A fost scurtată cu 25 de ani perioada aceasta. 25 de ani au fost scoși din această perioadă. Ok. So, and we understand that right here Elijah is going to pass his ministry over to Elisha. Înțelegem că chiar la semnul de la miezul nopții, Ilie îi va preda lucrarea sa lui Elisei. Okay, let's go to 1 Kings chapter 19. Să mergem la 1 Regi capitolul 19. Verses 19 to 21. De la versetul 19 la 21. Now, this is in the public record, but I'm just bringing this thought back to bring all these things together. Aceasta nu este ceva public. Dar voi repeta anumite lucruri. Acestea sunt deja publice, dar voi repeta anumite lucruri. Sorry, I'll try and keep it short. So anyway, verse 19, versetul 21. Versetul de la 19 la 21. So this is talking about Elijah. It says, so he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him.
And he with the 12 and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done unto thee? And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them and burnt the flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people to eat. Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. Astfel, el s-a depărtat de acolo și l-a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, care era cu 12 juguri de boi înaintea lui și el cu al 12-lea. Și el cu al 12-lea. Și Ilie a trecut pe lângă el și și-a aruncat mantaua peste el. Și el a lăsat boii și a alergat după Ilie și a spus, Lasă-mă, te rog, să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și apoi te voi urma. Iar el i-a spus, Du-te, întoarce-te, fiindcă ce ți-am făcut? Și el s-a întors de la el și a luat o pereche de boi și i-a înjunghiat și a fiert carnea lor cu uneltele boilor și a dat poporului și i-au mâncat. Apoi s-a ridicat și a mers după Ilie și i-a servit. Okay, so we understand that whilst Elijah is going forward in his mission here. Deci înțelegem că pe măsură ce Ilie merge înainte în misiunea sa în această perioadă, that Elisha is plowing here. Elisei se ridică în această perioadă. Elisei ara în această and perioadă. And it's typifying the next group of people he's plowing their hearts, right? Și tipizează acest grup de oameni care șară inimile lor, care Because Hosea chapter 10 verse 12 says you got to break up your fallow ground till he comes and rains righteousness upon you. You know this verse? You got to break up your fallow ground, break up your heart. Pentru că Iosea spune așa, trebuie să sfrângi inima until he comes and rains righteousness upon you. Până va veni și va ploua dreptatea asupra ta. So it's a process. There's always a plowing followed by a rain. Este un proces de arat urmat de o ploaie. And a plowing followed by a rain. Și iarăși un proces de arat urmat de altă ploaie. And a plowing followed by a rain. Și iarăși arat urmat de ploaie. Okay, so he's demonstrating a principle here. Demonstrează un principiu aici. But before he can follow Elijah, what does he have to do? Dar înainte de a-l urma pe Ilie, ce are el de făcut? Come on, brothers, sisters. How many yoke of oxen was there? Câte perechi de boi erau acolo? 12, right? 12. What's the 12 represent? Ce înseamnă 12? 12 disciples, right? 12 discipoli, 12 apostoli. Does one of the disciples die in this time period? Este preunul dintre discipoli care a murit în această perioadă de timp? Judas, right? Iuda. So it's represent the slaying of Judas. Deci reprezintă căderea lui Iuda. And brother Jeff was pointing out that Daniel, he was praying for fasting for 21 days, right? Și ne spune aici că în această perioadă Daniel se ruga și a postit pentru 25 zile. And at the end of the 21 days, there was two classes separated, right? Pentru 21 de zile și la sfârșitul celor 21 de zile, cele două clase s-au separat. Because as Gabriel as Daniel sees Christ, the other class flees from his presence. Pentru că Daniel atunci când l-a văzut pe Hristos, cealaltă clasă a fugit de prezența lui. And it's represented here where Judas has been slain. Și reprezintă acest moment când Iuda a fost slain. Slain, killed. A fost omorât. Okay. So he then follows on. He follows on after Elijah, and he's about to take over the ministry. Și el merge după Elisei și după Ilie și este pe care să preia lucrarea lui. So let's go now to 2 Kings chapter 2. Să mergem acum la 2 Împărați, capitolul 2. Verses 8 and 9. Versetul 8 și 9. It says, And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters. And they were divided hither and thither, so that the two went over on dry ground. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee for a double portion of thy spirit be upon me.
Versetul 8. Și Ilie și-a luat mantaua și-a înfășurat-o și-a lovit apele și ele s-au despărțit într-o parte și într-alta, astfel încât amândoi au trecut pe pământ uscat. Și s-a întâmplat, după ce au trecut, că Ilie i-a spus lui Elisei, cere ce să fac pentru tine înainte de a fi luat de la tine. Și Elisei a zis, te rog să fie o măsură dublă din Duhul tău peste mine. So, where is the double mat on our line? Deci, unde este dubla... At the midnight dubla, cry, right? Dubla minune sau so he, la strigătul la miezul nopții. He slays Judas and he follows Elijah and here he gets a double measure of the spirit, right? Da, deci îl moare, este ucis Iuda și acolo primește o măsură dublă din din Duhul Sfânt. And it's also marked here that Elijah passed the water, right? Și este spus aici că Ilie desparte apele. So, question I want to ask from all the presentations. Întrebarea pe care vreau să o pun din toată prezentarea. What empowers the message right here? Ce aduce putere mesajului chiar acolo la? The doubling of. No, that is the empowerment that I'm saying. Aceea este împuternicirea, dar. What brings the empowerment about? Ce aduce împuternicirea sau what? Why is the message empowered there? De ce este mesajul împuternicit aici? Right? So the message comes forward here, right? Mesajul vine înainte. And when it's proven to be correct, the angel from Revelation 18 comes down, right? Și când este dovedit a fi corect, îngerul din Revelația 18. So, whenever the message is proven to be correct, an angel empowers the message. Deci îngerul sosește. De fiecare dată când mesajul s-a dovedit a fi corect, sosește un al doilea înger, următorul înger. So there's a prediction going to be made here, right? Deci o predicție trebuie să fie făcută aici. And when it's proved to be correct, și când se dovedește a fi corectă, it's going to be empowered, right? Va fi împuternicită. By a double measure. De o măsură dublă. So, what is it that's going to prove the message to be correct? Ce este ceea ce va dovedește că mesajul este corect? The fulfillment of the not the prediction doesn't prove it. The prediction is the message, right? Predicția este mesajul. So, if the prediction is the message, what proves the prediction? Dar ce dovedește prezicerea? When the prediction comes true, right? Când se adeverește, nu-i așa? When Islam smacks America. Când Islamul lovește America. The whole world's going to wake up. Toată lumea se va trezi. Se trezește. So what marks the double measure here is Islam striking the United States, right? Ce marchează dubla măsură aici este că Islamul lovește Statele Unite. And Elijah marks it with water's pardon, right? Și Ilie marks it with water's parting. Și Ilie marchează acest moment prin depărtarea apelor, prin deschiderea apelor. Okay. Go to 2 Kings chapter 2. Mergem la 2 Împărați, capitolul 2. 2 Kings chapter 2. We're going to read verses Go to Exodus chapter 14. Exodul. We just read that. Capitolul 14. Exodus chapter 14. 40 or 14? 14. 14, 14. Verses 21 and 22. Versetul 21 și 22. So, verse 21 and 22 says, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of the Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Și Moise și-a întins mâna peste mare, și Domnul a făcut ca marea să meargă înapoi printr-un puternic vânt din est. Toată noaptea aceea și-a făcut marea pământ uscat și apele au fost despicate.
Și copiii lui Israel au mers în mijlocul mării pe pământ uscat. Și apele le erau un zid pe partea dreapta lor și pe partea stânga lor. So, what is it here that divides the waters? Ce este aici? Ce anume împarte apele aici? It's the east wind, right? Este vântul de est, e așa? And what does it say those waters divided as? Și ce se spune că two walls? În ce s-au transformat cele două ape? În a două wall ziduri. On the left hand and a wall on the right hand. Un zid pe partea stângă și un zid pe partea dreaptă. Amen. Okay. So we're saying, or I'm saying, that Elisha represents Christ. Okay? Spun aici că Elisei îl reprezintă pe Domnul Hristos. And from Second Bible Commentary, page 1037. Și în keep going. Și în comentariul biblic Azeșe, volumul 2, okay, pagina 1037. It says Elisha received a double portion of the spirit that he had rested on Elijah. In him the power of Elisha's spirit was united with the gentleness, mercy and tender compassion of the spirit of Christ. Elisei a primit o porție dublă a Duhului ce se odihnea peste Ilie. În el, puterea Duhului lui Ilie a fost unită cu gentilețe, milă și compasiune tandră a Duhului Domnului Hristos. See, brothers and sisters, right? Vedeți, frați și surori? You don't start off in this message as a saint. Nu se începe în acest mesaj ca un sfânt. It's a process. Este un proces. You don't suddenly put on a suit, pick up a Bible and you start looking like Jesus. Nu dintr-o dată vă puneți un costum, vă luați Biblia și începeți să arătați ca și Domnul Hristos. Many people reject this movement because they see people that have a rough-edged character. Mulți oameni au respins acest mesaj pentru că au văzut că oamenii care prezintă solia au o înfățișare mai altfel decât care un caracter mai. The Pharisees look good from the outside. Fariseii arătau bine pe afară. You know, you always look at them and think, I want to be like that man. Totdeauna poți să spui, aș vrea să fiu ca acel om. But when this time period comes, brothers and sisters, dar când această perioadă va veni, frați și surori, that veil will be whipped away. Acel văl va fi rupt sau desfăcut. Jesus says that they wash the outside of the cup, but inside is rotten. Domnul Hristos spune că spălați cana pe din afară sau vasul pe din afară, dar înăuntru este putrezire sau. But Jesus wants to clean the inside of the cup, right? Dar Domnul Hristos vrea să curățim ce este înăuntrul vasului. And how are we cleaned inside? Și cum curățim noi în interiorul? How do you put some of his righteousness in you? Cum puteți pune din dreptate în voi? What are you to eat? Neprihănire. Ce ar trebui să mâncăm? Să no, you to eat the word of Elijah. Va trebui să mâncați cuvântul lui Ilie. Right? Because if you're not eating the words of Elijah, there's a famine in the land. Pentru că dacă nu veți mânca cuvântul lui Ilie, va fi o foame în tot ținutul. See, God has a process. If you do not go through sin, righteousness and judgment to come, you will not go to heaven. Amen. Este un proces, dacă nu veți trece prin curățire, deci judgment, prin dreptate, neprihănire și judecata care va veni, nu? Judgment, va? On a fractal level, this is our three steps here, right? Ca într-un fractal sunt aceștia trei pași. And this is our third step, our judgment. Și acesta este al treilea pas din judecata noastră. This is where Christ is going to prove who the true prophet is. Aici este pasul unde Domnul Hristos va dovedi cine este adevăratul profet. See, if you look in the spirit of prophecy, dacă vă uitați în spiritul profetic, and read about Elijah and Elisha, și citiți despre Ilie și Elisei, see, Elisha gives the Elijah message. Ilie dă mesajul lui Elisei. Because that's what he's been eating. De ce asta este ceea ce mănâncă el. But the difference is there's a transformation in character. Dar
diferența este o transformare a caracterului. And it's done by a promise, brothers and sisters. Și este făcută printr-o promisiune, frați și surori. Jesus says, eat my flesh and drink my blood. Iisus spune, mâncați carnea mea și beți sângele meu. And I'll raise you up at the last day. Și vă voi ridica în zilele din urmă. It's a promise. Este o promisiune. So we're now going to see that Christ, Elisha, the second angel, vom vedea pe Domnul Hristos. Can you repeat, please? Christ, Elisha. Îl vom vedea pe Hristos, pe Domnul Elisei și pe profetul Elisei și pe cel de-al doilea înger. All represent the work of the 144,000. Toți aceștia reprezintă lucrarea celor 144,000. At the end of the world. La sfârșitul lumii. So, deci, I'm going to read now from Signs of the Times, January the 20th, 1890. It begins, you found it? They rejoiced, They rejoiced in the promise that God had made to his servant Moses. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth. And he shall speak unto them all that I shall command. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Again they read how the Lord should anoint them to preach good tidings unto the meek, to bind up the brokenhearted, proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. They read how he would set judgment in the earth, how the isles should wait for his law, how the Gentiles would come to his light and kings to the brightness of his rising. Citim din Semnele Timpului, 20 ianuarie 1890. Ei s-au bucurat în făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o robului său Moise. Le vor ridica un profet dintre frații lor, asemenea ție, și voi pune cuvintele mele în gura lui. Și el îți va vorbi tot ce îi voi porunci. Și se va întâmpla că oricui nu va da ascultare cuvintelor mele pe care le va spune el în numele meu, îi voi cere socoteală. Din nou au citit cum Domnul îl va unge să predice veștile bune celor omiliți, să lege pe cei cu inima frântă, să proclame libertate celor captivi și deschiderea temniței pentru aceia care sunt legați, pentru a proclama anul acceptabil al Domnului. Ei au citit cum el va așeza judecata pe pământ, cum insulele vor aștepta pentru legea sa, cum neamurile vor veni la lumina sa și împărați la strălucirea ridicării lui. Okay, so I want you now to go to Isaiah chapter 60. Vă rog să mergeți la Isaia, capitolul 60. In that quote we read how this prophet when he's raised up. Și ne va arăta cum acest profet care este ridicat. At the end there it says the Gentiles were going to come to his light and kings to the brightness of his rising. Și ne va spune cum neamurile vor veni la lumină și regii, the kings of his to the rising of his to the brightness of his rising. La lumina deci regii vor veni la lumina atunci la strălucirea înălțării lui. Okay, so let's read Isaiah 60 verses 1 to 5. It says, "Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. Lift up thine eyes round about, and see, all they gather themselves together, they come to thee. Thy sons shall come from afar, and thy daughters shall be nursed at thy side. Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee. The forces of the Gentiles shall come unto thee." Isaia 60, de la 1 la 5. Ridică-te, strălucește, căci lumina ta a venit și gloria Domnului a răsărit peste tine. Căci iată, întunericul va
acoperi pământul și întunericul gros poporul. Dar Domnul va răsări peste tine și gloria Lui va fi văzută peste tine. Și neamurile vor veni la lumina ta și împărați la strălucirea răsăritului tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți se adună împreună, ei vin la tine, fiii tăi vor veni de departe și fetele tale vor fi îngrijite lângă tine. Atunci vei vedea și vei curge de bucurie și inima ta se va teme și se va lărgi. Deoarece plinătatea mării se va întoarce spre tine, forțele neamurilor vor veni la tine. So, here it's telling us that darkness is going to cover the earth. Aici ne spune că întunericul va acoperi pământul. But at the same time, God's glory is going to rise upon his people. Și dar în același timp, gloria lui Dumnezeu va străluci peste poporul său. Now, do we all know the parable of Christ when he goes out into the marketplace to look for workers? Cu toții știm parabola Domnului Hristos atunci când s-a dus în piață să caute lucrători. Yeah? Da? And he goes out early in the morning. Și s-a dus dis de dimineață. And he begins to choose the first lot of workers. Și a început să aleagă primul set de lucrători. We've already put in the public record and can prove that this March 1989. Avem, este deja public, în, se poate găsi, că acest pas este anul 1989. And then this is the third hour where he goes out and gets the next lot of workers. Acesta este al doilea moment când merge în piață și caută al doilea lot de lucrători. And it says at the sixth and the ninth hour he did likewise. Și când ajunge la cea de-a șasea și de-a noua oră and the 11th hour worker, și ceasul al 12-a, deci ceasul al 6-lea, al 9-lea și al 12-lea. So through that parable Christ is showing us the steps where he's gathering his people. Deci prin această parabolă Domnul Hristos ne arată pașii prin care el își adună lucrătorii. And Sister White says that Christ was on the cross from the 6th hour to the ninth hour. Și sora White ne arată că Domnul Hristos a fost pe cruce de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea. Now you're going to see Brother Jess going to show that this is an event. It's a one point in time. Și putem vedea, așa cum ne-a arătat și fratele Jeff, că acesta este un eveniment, un punct în timp. But it's an illustration by a period. Dar este o ilustrare dată de o perioadă sau ca și cum ar fi o perioadă. Because it's an experience of the third angel that you're going to go through. Pentru că este experiența celui de-al treilea înger prin care trebuie să trecem. And Sister White says at midnight was the darkest hour. Și sora White spune că la miezul nopții a fost cea mai întunecată oră. So it's marking the point here, gross darkness is going to cover the earth. Și este marcat chiar aici în acest verset că întuneric mare va acoperi pământul. But his glory is going to be seen upon his people. Dar în același timp că gloria va străluci peste poporul său. Because what happened at the midnight cry during the Millerite time period? Pentru că ce s-a întâmplat la strigătul de la miezul nopții în timpul perioadei milerite? What did the people do here? Ce s-a întâmplat? Ce au făcut oamenii aici? What did they give? Ce au dat ei? Yeah, and how did they do it through the living testimony, right? Cum au dat acest mesaj? Prin mărturia vie. It was Christ in them. Era Domnul Hristos în ei. Speranța gloriei, speranța. Yeah, the fulfillment of the gospel. Împlinirea evangheliei. Nădejdea slavei. Okay. So, and it says at this point. Și spune că în acel punct. That the Gentiles are going to come. Neamurile vor veni. Now, we know that the second stick begins at the midnight cry. Știm că the second stick. The second stick, the seven, the Gentiles, the two sticks. You got Adventism and the Gentiles. Al doilea? Ah, cel al doilea stick is like a stick? Yeah, the two sticks. Da. Deci cel al doilea toiag va veni începând de la strigătul de la miezul nopții. And we know, neamurile. According to Joel chapter 3, the heathen are awoken right here when Islam smacks the United States. Spune că neamurile se vor trezi chiar în acel moment când Islamul va lovi Statele Unite. And what are the Gentiles going to do in this time period? Anybody know? Și ce vor face neamurile în această perioadă sau oameni?
They're going to come vor, and inquire. Vor veni și vor. They're going to come to God's people and say, "We want to know about Jesus." Și vor întreba, vor încerca să afle. Vrem să aflăm despre Domnul Hristos. Vor veni la oamenii Domnului și vor întreba, vor spune, vrem să aflăm despre Hristos. See, public evangelism is foolishness, brothers and sisters. Vedeți, evangelizarea publică este o prostie, frați și surori. It's human vain imagination. Este doar imaginație în van, omenească. God is in control of all things. Dumnezeu este în control a tuturor lucrurilor. The Gentiles are going to come here and inquire and seek for Jesus. Neamurile vor veni aici, vor întreba și îl vor căuta pe Domnul Hristos. And this is going to plow their hearts ready for them to accept the message here at the Sunday law. Și își vor ara inimile ca să fie gata pentru la legea duminicală pentru primirea mesajului. So let's go back to Deuteronomy 18 now. Să ne întoarcem la Deuteronom 18. Yeah. 18. Deuteronomy 18 and verse 18. Versetul 18. And we're going to try and understand now how the prophet is raised up. It says, "I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him." Le voi ridica un profet dintre frații lor, asemenea ție, și voi pune cuvintele mele în gura lui, și el le va vorbi tot ce îi voi porunci. So, it says here, once he's raised up, God is going to put his words in the prophet's mouth. Și spune aici că odată ce Dumnezeu va ridica profetul, îi va pune cuvintele lui în gura lui, în gura profetului. So go to Jeremiah chapter 15. Să mergem la Ieremia capitolul 15. And verses 16 through 18. De la 16 la 18. Jeremiah 15:16-18. It says, "Thy words were found and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts." Deci, Ieremia 15, versetele 16 și 17. "Cuvintele tale au fost găsite și eu le-am mâncat, și cuvântul tău a fost pentru mine veselia și bucuria inimii mele, pentru că eu sunt chemat după numele tău, Doamne Dumnezeul oștirilor. Eu nu am șezut în..." Now we know that began at 9/11. Noi știm că începem aici la 11 septembrie. And we're going to read on now. We're going to see that this was a fulfilled in Millerite history. Și pe măsură ce mergem înainte și citim, vom înțelege că acest lucru s-a împlinit în istoria millerită. Verses 17 and 18 says, "I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar and as waters that fail?" 17 and 18. "Eu nu am șezut în adunarea bagiocoritorilor, nici nu m-am bucurat. Am șezut singur din cauza mâniei tale, pentru că m-a umplut cu indignare. De ce este durerea mea neîncetată și rana mea incurabilă și refuză să fie vindecată? Tu vei fi în întregime pentru mine ca un mincinos și ca ape care lipsesc?" So we understand that these verses were fulfilled on April 19th, 1844. Înțelegem că aceste versete s-au împlinit pe 18 aprilie 1844. Because this was the first disappointment. 19 aprilie 1844, pentru că aceasta a fost prima dezamăgire. This is what the point in time where it looked like God was a liar. Acesta este momentul în timp în care Domnul este ca și cum ar fi Ilie. And that the word that they'd been eating since 1840 was failing them. Și cuvântul pe care l-au mâncat în 1844 îi hrănea. And if we go to keep your place there in Jeremiah 15, keep your place there in Jeremiah 15,
keep your place. Yes. Vă rog, păstrați semnul la Ieremia 15. And go to Habacuc chapter 2. Și mergeți la Habacuc capitolul 2. I'm going to read verses 1 to 3. Voi citi versurile de la 1 la 3. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it will surely come, it will not tarry. From 1 to 3. Okay. 1 to 3, yes. Povara Ninivei, cetatea viziunii lui Naum, Elcoșitul. Povara pe care a văzut-o profetul Habacuc. Doamne, cât timp voi mai striga fără să mă auzi? Strig către tine despre violență, dar nu vei salva. De ce mi-arăți nelegiuire și mă faci să privesc apăsare? Căci înaintea mea sunt jefuire și violență și cei care ridică ceartă și discordie. Ok, so we know that April 19, 1844 was marking the beginning of the tarrying time. Habacuc 2. Tu Habacuc, nu? Chapter 2. Sorry. I'll read it again. Sorry. Okay. Povara Ninivei, cetatea viziunii lui Naum Elcoșitul. Îmi voi face... Capitol? Povara Ninivei, cetatea viziunii lui Naum Elcoșitul. Îmi voi face garda și mă voi așeza pe turn și voi veghea să văd ce îmi va spune și ce îi voi răspunde când voi fi mustrat. Și Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie viziunea, lămurește-o pe table ca să fugă cel ce o citește. Pentru că viziunea este pentru încă un timp rânduit, dar la sfârșit va vorbi și nu va minți. Deși întârzie, așteaptă-o, pentru că va veni cu siguranță și nu va întârzia. Ok, so we understand that April 19th was a fulfillment of that time, right? Înțelegem că 19 aprilie a fost o împlinire a acelui timp. When they thought that the message was false or was a lie. Credeam că mesajul a fost fals al lui Ilie. But they didn't understand the tarrying time. Dar nu au înțeles timpul de întârziere. And we know that on October 22nd, 1844, the message spoke. Și înțelegem că în 22 octombrie 1844, mesajul a vorbit, spoke. But we know that the Sunday law marks the speaking, right? Dar înțelegem că legea duminicală a marcat această vorbire, această. The dragon's going to speak. Dragonul va vorbi. The ass speaks. Măgărița vorbește. Zechariah speaks. Zaharia vorbește. Habacuc speaks. Habacuc vorbește. All the fulfillment is here when the message goes forward to the Gentiles. Toată împlinirea este aici, când mesajul merge mai departe către neamuri. So we know that April 19th was typifying 9/11 to the Sunday law. Înțelegem că 19 aprilie a fost ca o prefigurare a lui 11 septembrie către ziua duminicală. Către legea duminicală. So, go back to Jeremiah 15. Ne întoarcem la Ieremia 15. Verses 19 to 21. De la versetul 19. Therefore thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again. And if thou shalt stand before me, and if thou take the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not unto them. And I will make thee unto this people a fence, brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. De aceea, astfel spune Domnul, dacă te întorci, atunci te voi aduce înapoi și vei sta în picioare înaintea mea. Și dacă scoți ce este prețios din ce este nemernic,
Vei fi precum gura mea să se întoarcă de ei la tine, dar tu să nu te întorci la ei. Și te voi face pentru acest popor un zid întărit de aramă și ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, pentru că eu sunt cu tine pentru a te salva și a te elibera, spune Domnul. Și te voi elibera din mâna celor stricați și te voi răscumpăra din mâna tiranilor. So, there's a promise here. Este o promisiune aici. That when you eat the little bird, că atunci când mâncați cărticica, if you separate the precious from the vile, că dacă dacă separați ceea ce este prețios de ceea ce este întinat, that he's going to make you his mouth. El va face gura sa. You're going to speak, right? Veți vorbi. Deci, but he makes a double promise to them. Dar el face o dublă promisiune acestora. He promises to save them from the wicked. El promite să-i salveze de cei răi, da. Who are the wicked, brothers and sisters? Cine sunt cei răi, frați și surori? The foolish virgins, right here in this time period. Cele cinci fecioare neînțelepte. Because here, when you get the double measure, you're going to be up against Adventism first. Pentru că aici, când se va primi dubla măsură, dubla măsură de har, va fi dată prima dată Adventismului. And then he's going to redeem you out of the hand of the terrible. The terrible. Do you understand the word for terrible? Something very... Read the very last couple of words in the... Din mâna tiranilor. Și te voi eleva... Și te voi elibera din mâna celor stricați și te voi răscumpăra din mâna tiranilor. The tyrant. So, who's the tyrant or the terrible in the scriptures? The papacy, right? Cine este tiranul în scriptură? Papalitatea. So, protect you against the foolish virgins and the papacy, a double promise. Deci este o dublă promisiune, te va proteja împotriva fecioarelor neînțelepte și împotriva papalității. So, we've looked at the Old Testament scriptures and we've looked at what Sister White says. Ne uităm la ceea ce scrie în Vechiul Testament și ne uităm la ceea ce scrie Sora White. Let's go to the New Testament, go to Acts chapter 3. Să mergem în Noul Testament, New Testament, yes? Yeah. În Faptele Apostolilor, capitolul 3. Yeah. We're going to read verses 19 to 24. De la versetul 19 la 24. It says, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out." De aceea, pocăiți-vă și întoarceți-vă, ca păcatele voastre să fie șterse, când vor veni timpurile. That's it, just those. Okay, okay. So three things: repent. Pocăiți-vă, trei lucruri. Be converted. Convertiți-vă. That your sins are blotted out at the third message, right? Ca păcatele voastre să fie șterse. And then it goes on to say, when the times are refreshed, shall come from the presence of the Lord. Și continuă cu atunci când vor veni timpurile de răcorire din prezența Domnului. And the times of refreshing of the old, sorry, the former and the latter rain. Și timpurile de răcorire sunt cele din timpul ploii, timpurii și ploii târzii. So when the former and the latter rain begin, that's when your three-step test begins, right? Și atunci când ploaia timpurie și ploaia târzie începe, atunci începe și acest test în trei pași. And in verse 20 it says, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Și în versetul 20. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall ye hear in all things, whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Versetul 20.
până la 24. Și El îl va trimite pe cel dinainte predicat vouă, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la timpurile restituirii tuturor lucrurilor, pe care Dumnezeu le-a spus prin gura tuturor sfinților, săi profeți, de când a început lumea. Fiindcă Moise într-adevăr spunea părinților, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un profet dintre frații voștri, asemenea mie, pe el să-l ascultați în toate orice vă va spune. Și se va întâmpla că fiecare suflet care nu-l va asculta pe acel profet va fi nimicit din popor. Și de asemenea, toți profeții de la Samuel și cei care au urmat, toți câți au vorbit, tot așa au prezis despre acele zile. Ok, so I've got a lot of time here, so we're going to have to just cut this short a little bit. Nu avem timp, trebuie să scurtăm puțin prezentarea. But it's saying here that the prophet that's raised up here. Dar spune aici că profetul este ridicat în acest punct. If the people in this time period don't hear that message, that's it. It's life or death. Dacă oamenii din această perioadă nu aud mesajul, asta este viața sau moartea. And it's seen in the very last verse that we read in verse 24. Și vedem că în ultimul verset pe care l-am citit, versetul 24, that all the prophets, că toți profeții, from Samuel and to those that follow, de la Samuel și până la cei care au urmat, had told of these days. Li s-au spus aceleași lucruri, li s-au spus aceleași. So it specifically marks Samuel as proclaiming something about the raising up of this prophet, right? Și îl marchează pe Samuel ca având ceva de spus despre acest profet. So we're just going to quickly go to 1 Samuel chapter 3. Mergem repede la Samuel capitolul 3. Now we could spend a bit of time on this, but I don't really have any, so. Am putea să stăm mai mult la aceste lucruri, dar nu prea avem timp. So we're just going to show you the same pattern, roughly what we've been showing throughout this week. First Samuel or second Samuel? Yeah, First Samuel chapter 3. Întâi Samuel capitolul 3. First Samuel chapter 3. Yeah, we're just going to show that the same pattern is being. Tocmai vom arăta că se repetă același model și aici. So, let's read verse 1. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. Și copilul Samuel servea Domnului înaintea lui Eli, și cuvântul Domnului era prețios în acele zile, viziunea nu era răspândită. So, what was the word of the Lord? Care este cuvântul Domnului? What was it? Precious. It's precious. Cum era cuvântul Domnului? Prețios. What was Jeremiah told to do? Ce i-a spus lui Ieremia să facă? He was told to separate the precious from the vile, right? I s-a spus să se separe ceea ce este prețios de ceea ce este neprețios sau. And it's telling us right here what the precious is. Și ne spune chiar aici ce este acest prețios. Ce înseamnă acest prețios? Verse 2, and it came to pass at that time when Eli laid down in his place and his eyes began to wax dim that he could not see. Versetul 2 spune, și s-a întâmplat în acel timp când Eli era culcat la locul său și ochii săi începeau să slăbească încât nu putea să vadă. So who is Eli? Cine este Eli? Leadership. He's a leadership. Este un lider. And Eli is now turning blind, right? Și Eli acum orbește. Because Eli did not hearken unto the words of God, right? Pentru că Eli nu se leagă de cuvântul lui Dumnezeu sau nu. And we're going to see why that is as we get further down. O să vedem acest lucru pe măsură ce înaintăm. So Eli is marking the leadership that are blinded right here at 9/11. Eli este marcat ca lider, ca fiind lider chiar aici în acest moment de la 11 septembrie. Zedekiah's eyes are put out at the third way mark. Ochii lui Zedekiah s-au deschis chiar aici la al treilea punct de. Zedekiah's eyes are put out at the third way mark. Ochii lui Zedekiah a orbit sau n-a putut să mai vadă chiar aici la momentul treilea.
Au fost scoși. Ochii lui Zedecaia au fost mulți din orbite la acel moment, la momentul 3. And I'm going to show this week that here the foolish virgins also are blinded. Și voi arăta că chiar aici la semnul de la miezul nopții fecioarele erau neînțelepte, erau orbe. So, au orbit. It's demonstrated to us at the third way mark, if you've not eaten a little book, you're permanently blind. Și demonstrăm că dacă nu mâncați această cărticică, va fi o orbire permanentă. So, let's go to verse 3. Să mergem la versetul 3. And here the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of the Lord was, and Samuel was laid down to sleep. Și înainte să se stingă candela lui Dumnezeu în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu, și Samuel era culcat să doarmă. So where is Samuel? Deci unde este Samuel? Yeah, but where is he in the Bible? Dar unde este el în Biblie? No, he's in the parable of Matthew 25, right? Este în parabola din Matei 24. Because all the prophets are speaking about the end of the world, right? Pentru că toți profeții vorbesc despre sfârșitul lumii. So Samuel is a sleeping virgin, right? Deci Samuel era adormit la asemenea fecioarelor. So in verse 4 it says the Lord called Samuel and he answered, "Here am I." Domnul a chemat pe Samuel și el a răspuns, "Iată-mă." And he ran unto Eli and said, "Here am I, for thou callest me." And he said, "I called not. Lie down again." And he went and lay down. Și el a alergat la Eli și a spus, "Iată-mă, căci m-ai chemat." Dar el a spus, "Nu te-am chemat. Culcă-te din nou." Și Samuel a mers și s-a culcat. So, who called Samuel? Deci cine l-a chemat pe Samuel? The Lord, right? Dumnezeu. Who did Samuel run to? La cine a alergat Samuel? He ran to the arm of flesh, right? El a alergat la cineva viu, la un om. It's our sickness, right? Este slăbiciunea noastră. We instead of running to God and listening to his voice, we run to the arm of flesh. În loc să alergăm la Dumnezeu și să ascultăm cuvântul său, alergăm la un om. And he's running to flesh that's already been passed by. Și a alergat la un om care deja era pe moarte, deja. So, verse 6. Versetul 6. Care deja nu mai era important. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, "Here am I, for thou didst call me." And he answered, "I called not, my son. Lie down again." Și Domnul a chemat din nou, Samuele. Și Samuel s-a ridicat și a mers la Eli și a spus, "Iată-mă, căci m-ai chemat." Dar el a răspuns, "Nu te-am chemat, fiul meu. Culcă-te din nou." Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Dar Samuel nu-l cunoștea pe Domnul, dar Deci versetul 7 spune că Samuel nu-l cunoștea pe Domnul, nici cuvântul Domnului nu era încă revelat. Okay. So he's been called twice, right? Why is the word? Why does he not know God? And why is the word not revealed to him yet? Because it's hidden. Deci Samuel nu l-a cunoscut pe. Yes. Samuel nu-l cunoștea pe Domnul, dar de ce cuvântul Domnului nu era cunoscut? Pentru că el i-a ascuns. Cuvântul lui era ascuns. The Bible says, when you know God, you've overcome your sin. Cuvântul spune că când îl cunoști pe Domnul, poți să-ți depășești păcatul sau să-ți. So it's telling us that this way, Mark, we've not overcome our sin. Și ne spune că în la acest punct, punctul la momentul 2, dacă nu ne depășim sau nu păcatele. Mesajul încă ne este ascuns, dacă nu reușim. So we're going to just close in a minute. Let's read on. So verse, yeah, translate that. Sorry. Să mergem la versetul 8. I just said we're going to read on. Vom citi în continuare. Verse 8. Versetul 8. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, "Here am I, for thou didst call me." And Eli perceived
that the Lord had called the child. Și Domnul l-a chemat pe Samuel din nou, a treia oară. Și el s-a ridicat și a mers la Eli și a spus: Iată-mă căci m-ai chemat. Și el a priceput că Domnul îl chemase pe băiat. So, right here at the third waymark, brothers and sisters. Chiar aici la al treilea semn, frați și surori. This is the point where the foolish virgins realize they've been passed by. Aici este momentul când fecioarele neînțelepte realizează că le-a trecut timpul sau a trecut momentul. Because in verse 9 it says, therefore Eli said unto Samuel, go lie down, and it shall be if he shall call you that thou shalt say, speak Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth. De aceea Eli a spus lui Samuel, du-te, culcă-te, și așa să fie. Dacă te cheamă să spui, vorbește, Doamne, pentru că servitorul tău ascultă. Astfel Samuel a mers și s-a culcat la locul său. Și Domnul a venit și a stat în picioare și a chemat ca în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Atunci Samuel a spus, vorbește, pentru că servitorul tău ascultă. So, here's the third waymark. This is the experience that leads to the doubling. Aici este cele al treilea marcă, cele al treilea punct în timp. Și acesta este locul care duce la dublare. Okay. So, and then the Lord, we're just going to two minutes and then we'll be finished. Verses 11 to 13. Încă două minute și vom termina versetele de la 11 la 13. And the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile. Și Domnul i-a spus lui Samuel, iată, voi face un lucru în Israel la care vor țiui amândouă urechile, oricui îl va auzi. În acea zi voi împlini împotriva lui Eli toate lucrurile pe care le-am spus referitoare la casa lui. Când voi începe, voi sfârși de asemenea. Fiindcă i-am spus că voi judeca pentru totdeauna casa lui, pentru nelegiuirea pe care o știe, deoarece fiii săi s-au făcut nemernici. So, why is Samuel being passed by? De ce este pedepsit Samuel? Because he didn't separate the precious from the vile, right? Eli was passed by because he didn't separate the precious from the vile. De ce este pedepsit Eli? Pentru că el nu separă ceea ce este bun de ceea ce este rău. And the vile is represented by his two sons. Și răutatea este reprezentată de cei doi copii ai săi. Okay, let's just close now with this quote from Patriarchs and Prophets 5:81. Vom trece la, să citim din Patriarhi și Profeți. Chapter. Keep going. Right. Yeah. It says, three times Samuel was called, and thrice he responded in like manner. And then Eli was convinced that the mysterious call was the voice of God. The Lord had passed by his chosen servant, the man of hoary hairs, to commune with the child. This in itself was a bitter yet deserved rebuke to Eli and his house. De trei ori a fost chemat Samuel, dar și iar a treia oară el a răspuns în maniera care trebuia. Și Eli a fost convins că chemarea misterioasă a fost vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trecut pe lângă servitorul său ales, omul cu păr alb, ca să comunice cu un copil. Aceasta prin ea însăși a fost o amară, dar meritată răsplată a lui Eli și a casei sale. Ok, so it's marking a bitter right here. Marchează o amărăciune chiar aici.
Because this is right here where he realizes that he's been passed by. Că este chiar aici când el realizează că a fost lăsată din afară. And we know that this is marked by Mary. În urmă. Și aceasta, and this is marked by Mary. Și aceasta este marcată prin Maria. Okay, and Mary means bitterness. Și Maria înseamnă amărăciune. So we know that these two points are the same point. Și noi înțelegem că aceste două puncte sunt același lucru. It's an experience. Este o experiență. And it's telling us that this is a bitter experience that you're going to go through. Și ne spune că aceasta este o experiență amară prin care vom trebui să trecem. Because the message is like honey. Pentru că mesajul este ca mierea. But it's going to lead to a bitter experience. Dar va conduce la o experiență amară. So brothers and sisters. Așa, frați și surori. If you haven't already grasped it. Dacă încă n-ați prins ideea sau n-ați înțeles. You've all been called by the Lord. Veți fi chemați de Domnul. Sunteți deja chemați de Domnul. To be raised up. Să fiți ridicați. To be a faithful prophet right here. Să fiți profeți credincioși. To give a message in advance of it being fulfilled. Să dați un mesaj în avans care va fi împlinit. And if you're faithful in this time period, și dacă sunteți credincioși în această perioadă de timp, it's going to fill you with a double measure of his spirit. Vă va umple cu o dublă măsură a Spiritului Său. And it's going to make you as his mouth. Și vă va face ca și gura lui, vă va vorbi prin gura voastră. And he promises to protect you from the wicked and the papacy. Și promite să vă salveze de către cei răi și de către papalitate. Serious message, right? Un mesaj serios. It's a lot to take in. Este mult de luat în considerare. There's much more I wanted to present on that, but este mult mai mult ce vreau să prezint, dar nu mai avem timp. Shall we pray? Să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Bunule Tată din cer, Lord, we are truly not worthy. Doamne, nu suntem vrednici. These messages are so bizarre. Aceste mesaje sunt atât de bizare de. That when you begin to understand these things. Că atunci când începi să înțelegi aceste lucruri. You really demonstrate your love for us. Începi să-ți demonstrezi dragostea ta pentru noi. That you would take such sinful human beings. Că e o ființă umană așa păcătoasă. That were typified by Christ himself. Care este ca e tipizată de Domnul Hristos însuși. And that through your promise you're telling us that you're going to fill us with your spirit. Și promisiunea ta este că ne vei umple cu Duhul tău. If we're faithful. Dacă suntem credincioși, dacă vom fi. This is such a privilege that It's difficult to comprehend. Este un așa mare privilegiu că este greu de înțeles. And I pray, Lord, that this message will really humble our hearts. Și mă rog Domnului ca acest mesaj să umilească inimile noastre. So I pray, Lord, for your mercy. Și mă rog, Doamne, pentru mila ta. I pray that you'll continue to tarry a little longer. Și mă rog să continui să întârzi timpul încă un pic. And give us thy grace, Lord. Și să ne dai din harul tău, Doamne. To overcome these sinful and evil hearts that we have. Să reușim să ne înfrângem inimile păcătoase pe care le avem. And prepare us, Lord. Și pregătește-ne, Doamne. That we might be faithful. Ca să putem fi credincioși. To give this message. Să dăm acest mesaj. For your honor and glory. Pentru onoarea ta și gloria ta. And we ask this in the name of Jesus. Și rugăm aceasta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Amin.